Restaurantul pensiunii are o capacitate de 120 de locuri, unde turiștii pot servi atât bucate tradiționale ardelenești, mămăligă cu brânză, jumări și smântână, fasolea cu ciolan afumat sau tochitură de porc, dar și de multe alte gustări. La pensiunea Sonia se poate servi și păstrăv la grătar cu lămâie, pescuit direct de la păstrăvăria Fiat, precum și o gamă largă de pizza în cuptor pe vatră. Ospitalitatea specifică locului, bucătăria bogată și, nu în ultimul rând, condițiile de cazare, contribuie la recrearea, liniștea și confortul dorit de fiecare drumeț care ajunge la această pensiune. Pensiunea dispune de un mini-parc zoo, fiind punctul de atracție forte pentru copii. Doi lupi, pui de căprioară și măgărușul sunt răsfățații turiștilor și stârnesc interesul maxim al celor ce vor să-i întâlnească îndeaproape.